Scandal în muzica populară Un rapsod faimos și-a chemat colegii în instanță, după ce i-ar fi furat piesele, e textul meu. Un cunoscut rapsod face acuzații grave la adresa mai multor colegi de breaslă. Aceasta susține că artiștii au furat piesele compuse de el și și le-au însușit. Dinica Pârvănescu, un cunoscut rapsod din Mehedinți, e implicat într-un scandal uriaș cu mai mulți artiști de top din țara noastră. Cântăreții au fost chemați în judecată, asta după ce bărbatul susține că aceștia i-au cântat piesele pe care chiar el le-a scris. E textul meu, a spus foarte supărat dinică Pârvănescu, după ce artiști consacrați în România i-ar fi cântat piesele. Pentru că vrea să-i se facă dreptate, raspodul român a decis să-i cheme pe Niculina Stoican, Anica Ganțu, Irina Zoican la tribunal, acolo unde se va judeca ceea ce s-a întâmplat. Cântărețul cere daune de mii de euro pentru piesele care i-au fost cântate, dar le-și interzice artiștilor să-i mai cante piesele la concerte. Artiștii susțin că nu au cântat piesele respective. Pentru că s-au trezit cu citații la ușă prin care sunt chemați peste doar câteva zile la tribunal, Irina Zoican, una dintre artistele care ar trebui să se prezinte la judecătorie, spune că a tratat totul ca pe o glumă și nu se va prezenta în fața judecătorilor. Cântăreața mărturisește că nu are nicio legătură în acest scandal, căci niciodată nu i-a cântat piesele pe care Dinică Pârvănescu susține că i-au fost furate. Cântăreții sunt șocați de cele întâmplate și nu le vine să creadă acuzațiile care li se aduc în aceste momente.